Am văzut modul în care, de exemplu, italienii parcă au simțit că va fi campionatul lor. De la bun început au pornit bine și echipa națională, dar și publicul din țară. Fiindcă italienii au jucat meciurile din grupe la ei acasă la Roma, după care au început să se plimbe. Au avut două meciuri, unul la Londra și nu mai știu pe unde. La Londra au avut cel puțin două, că au avut semifinala și finala. Dar piețele lor au fost pline de oameni. Adică, și vorbim despre o țară care a fost puternic afectată anul trecut, în primăvară și în vara anului 2020 de pandemie. Amintim cu toții, nu mai e cazul, că făceam și noi paralele, Lombardia noastră și Lombardia lor. Da, așa este, dar e foarte greu să... Deci, oricât de temător ai fi, oricât de mult ai încercat să te ferești de coronavirus, oricât ai încercat să păstrezi distanța socială când echipa ta favorită câștigă un campionat european, e foarte greu să stai în casă, să nu te duci în piețe și să participi la bucuria colectivă care practic e odată la... La câțiva ani. Iar anul ăsta a fost diferit. După atâta timp de stat în casă, deodată mă uitam la fețele celor care erau în piață și... foarte mulți oameni tineri. Da. Tocmai asta mi-a și atras atenția, adică parcă o anumită generație s-a impus asta până în 30 de ani. Eu cred că a scăzut foarte mult și teama față de acest coronavirus. Oamenii au realizat cu ce se mănâncă. Este periculos, generează decese, dar în final nu este atât de letal pe cât a fost promovat în urmă cu un an de zile. Presupun că dacă prin absurd s-ar fi organizat acest campionat european anul trecut, toată lumea ar fi ieșit la balcoane și ar fi aplaudat. Dacă ne aducem aminte, flash mob-urile alea la balcoane, în care unul cânta la pian, altul cânta la chitară, oamenii aplaudau. Presupun că așa ar fi arătat un campionat european anul trecut, organizat în 2020. Adică ar fi fost ceva hilar. Îi rog pe colegii din regie, avem un filmuleț cu evenimentele văzute de cineva de la fața locului și vreau să-l prezentăm și celor care se uită la emisiunea noastră. Vezi această poveste care leagă, nu știu, sportul care leagă altfel și publicul. Om cu om care nu se cunoaște înainte și dintr-o dată, ce să vezi? Ai un alt mod comun de a vedea lucrurile. Păi, mi-aduce aminte de momentele din 94, când aveam și noi echipă națională. O tempora. Mergeai în piață și te pupai cu toți necunoscuții.